Bine v-am regăsit, prieteni, ediție explozivă alături de celebrul general Emil Străinu. Nu ratați nicio secundă din ceea ce va urma. Dacă acum o săptămână am abordat teme precum proiectul Blue Bluebeam, teroarea care vine din permafrost, topul amenințărilor la adresa umanității, Matrix sau lumea virtuală în care trăim, etc., astăzi veți rămâne realmente uluiți. Iată titlurile serii. De ce nu reușește știința să răspundă la o întrebare ce frământă omenirea din totdeauna? Supraviețuiește sufletul morții fizice? Generalul Străinu dă verdictul. Experimentul Philadelphia nu a fost singular. Știați că un fenomen asemănător s-a petrecut cu nici 20 de ani în urmă în Marea Neagră. Detalii șocante în această seară extraterestri chiar au vizitat Casa Albă. Totul despre cel mai spectaculos și enigmatic eveniment OZN din istoria Americii. E bine, multe alte subiecte în această seară, de altfel le puteți întâlni și pe Facebook, atât pe pagina de Facebook Metropola TV, cât și pe pagina mea unde share această transmisie live. În platou, bineînțeles, generalul Emil Străinu, pe care îl salut cu deosebit respect. Și mă bucur că vom avea împreună o altă ediție explozivă, precum cele de, pe care le-am realizat până acum. Însă, astăzi avem câteva subiecte care cu siguranță vor stârni foarte multe reacții, pe care, în parte, vi le-am prezentat în head însă avem multe alte precizări de făcut. Domnule general, bună seara! Bună seara, deci, bine -ți vă am o carte! -ți o bună carte, seara, bună. stimați telespectatori! Avem foarte mulți fani ai emisiunii și mulți oameni te admiră pentru ceea ce faci. Iată aici o doamnă psiholog, Florentina Mateescu, strimete o carte, Cartea Trecerii, Himnoza ca abordare, vă prezint. Cu dedicație și urindu-ne mult succes în emisiunile care le abordăm. O bună specialistă și o bună româncă și Cartea care putem Cartea. conta în viitor. Cartea Trecerii a spus la ce editură a apărut? este la editura File de lumină. Dar cartea poate să o găsească dacă o abordează pe Facebook. Deci, Florentina Mateescu și okay. o poate, poate lua legătura Bun. cu... Bun. Spuneam, cu, spuneam cu că avem o ediție... ...de himnoză, regresie hipnotică și tot ce ține de acest domeniu și tot ce ține de domeniul bioenergetic. Spuneam că avem o ediție explozivă. Hai să începem cu o poveste care, din anumite perspective, după cazul Roswell, reprezintă probabil... Cel mai semnificativ eveniment de tip UFO, de tip OZN din istoria Americii. Asta în primul rând pentru că, dacă am putea să spunem așa, extătoriștii au fost foarte obraznici în 1952. Atât de obraznici încât au apărut exact despre Casei Albe, la Washington în iulie 1952... Au invadat practic Washington. Au invadat Washingtonul. Este, nu este nici deloc hazardată această afirmație. Cu atât mai mult cu cât aviația militară americană a fost complet depășită în acel moment, au trimis, mă rog, în repetate rânduri și de la Pentagon avioane care n-au făcut față. De aici vă las pe dumneavoastră să povestiți care este practic, care au fost concluziile, ce s-a întâmplat imediat după acest 1952, în condiții în care toată administrația Casei Albe, toată, să zicem, toate serviciile secrete americane, inclusiv Pentagonul, au fost realmente marcate de acest eveniment, pe care uh, inițial l-au uh, abordat altfel, au crezut că aceste apariții vin probabil dinspre ruși, uh, cel puțin s-au speriat că rușii ar, putea, ar fi putut dezvolta o astfel de tehnică, după care s-au lămurit că e vorba de cu totul altceva. Cum ați privit acest eveniment? Care sunt concluziile dumneavoastră? Hai să dăm și niște imagini între timp, pe post și să-i dăm drumul. Momentul 1952 este un moment de răscruce. Dacă până la acel moment americanii își puneau problema că într-un fel sau altul rușii vor ataca cu, iată, cu niște arme secrete recuperate cumva din arsenalul nazist, cu toții știm că Germania nazistă a avut un arsenal de arme secrete vestitele rachete V1, V2, uh, lucrarea bomba atomică, tunul de mare presiune, uh, tunul solar, uh, armele cu infrasunete, arma murdară nucleară și așa mai departe, uh, s-au gândit că cumva s-ar putea să fie în spatele acestor apariții de obiecte zburătoare neidentificate mâna lungă al lui Stalin. Ceea ce este interesant este că aceste apariții pe cerul fostului lagăr socialist și ale Uniunii Sovietice, și fostele țări socialiste, toți erau convinși că sunt apariții care vin din partea Statelor Unite. Cum era interpretat acest joc? Foarte simplu. Și unii și alții spuneau că fie datorită savanților germani s-a pus mâna pe o tehnologie nouă, modernă, sau Capturându-se niște astfel de nave, ele au fi putut fi, într-un fel sau altul, reproduse, deci, prin retroinginerie, inginerie inversă, și iată și una, și celelalte state ar fi în măsură să atace uh, dușmanul. Uh, marea problemă, care vreau să spun că a făcut obiectul unui raport ultrasecret timp de peste 60 de ani, pe rând prin 2010, este uh, dată de. De ce oare în Statele Unite aceste obiecte zburătoare ca apariții reține erau mai dese decât în orice parte a lumii în acel moment? Toți specialiștii sunt unanim recunoscător că elementul cheie în acest joc era faptul că Statele Unite la momentul respectiv era puterea nucleară numărul unu a lumii, deținea cea mai puternică armată și rețineți, la acel moment avea între 11 și 12 de aeronave, avioane, care puteau fi ridicate în orice moment în aer. Deci asta ca un moment, să-i spunem, din exterior privit. Dar dincolo de acest lucru spuneam de acel secret și de care, după ce a fost dezvăluit și discutat de către savanți, în ultimul timp nu se mai vorbește despre el. Și am să ți-l dezvolt pentru că trebuie să înțeleagă. Debutul celui de-al doilea război mondial a adus în prim plan o nouă armă. Această armă se numea radarul. Ochii aceia care noapte și la distanță, prin ploaie, în soare sau furtună, puteau vedea aeronavele inamice. Mai mult decât atât, acest aparat putea vedea și din punct de vedere terestru mișcarea trupelor. Anumite tipuri de radare terestre pot vedea mișcarea coloanelor de mașini, de blindate, de, de tankuri. La finele războiului, Roosevelt a fost atât de speriat de această armă, încât a dat ordin să se realizeze o lucrare și pe baza căruia Statele Unite să fie înarmate cu această nouă tehnologie, pentru că ea, de fapt, nu este o armă ofensivă, ci este o armă care pune la dispoziție altor categorii de forțe armate date despre inamicul aerian. Și vreau să spun, Mădălin, că America, la momentul acela, prin faptul că, prin operațiunea Paperclip, adusese specialiști în altă tehnologie din Germania, Ceea ce nu se recunoaște, din Japonia luase prizonieri specialiști în radioelectronică, ca să-ți dau un exemplu versit la antene Yagi, care noi le aveam pe blocuri, erau inventate de un japonez. Uda Yagi, să-l bea inventatorul lor. Toți japonezii vor fi cei care vor inventa un magnetron, adică o, un tub, o lampă specială de mare putere, care va face ca puterea de emisie, deci distanța de la care vedem avionul, să fie uh, foarte mare. Și hai să mă întreb bine, ce cu toate datele astea tehnice? E, în urma acestui uh, studiu, care reține avea vreo 48 de volume uh, și cântărea aproape o tonă, uh, specialiști militari americani au ajuns la concluzia că lui trebuie dotate cu un foarte mare număr de stații și au ales trei tipuri de stații. Aceste stații se numeau uh, stații cercetare radar, deci SCR și aveau diverse cifre care urmau și erau destinate observării spațiului Dar s-a observat ceva. Anumite frecvențe pe care le foloseau aceste stații radar erau fie foarte periculoase, reține, foarte periculoase pentru aceste obiecte care erau în aer. Deci un astfel de ozn dacă era iluminat simultan de 10-20 de astfel de radare, îi se bloca sistemul lui de navigație sau ce avea la bord, pentru că eu l-am fost la bord de un o să știu, și acesta credea pur și simplu ca un pietroi. Lucru pe care îl știau și sovietici. Al doilea lucru, o altă frecvență pe care o foloseau aceste stații, uh, ipoteticii extraterestri de care vorbim, o înțelegeau ca un mesaj de apel, un fel de SOS, un fel de veniți încoace sau veniți să le vedeți sau veniți să le salvați. Lucru care este discutat de către specialiști militari și sunt niște documente foarte bine puse la punct. Problema este că nici în momentul de față. Deci noi știm acele frecvențe pe care lucrau acele stații, dar gama aceea de frecvențe este foarte mare. Adică e cum am spune la un aparat radio unde medii. Dar pe unde medii avem și București, avem și așa, avem și Parisul, și Bruxelles și Londra. Uh -huh. uh, și în cadrul operațiunii CETI, căutarea civilizațiilor extraterestre comunicației cu civilizația extraterestră și setii căutarea lor, s-a căutat permanent să fie găsită acea frecvență pe care am putea dialoga cu ei. Pentru început, ca să fie siguri că nu intrăm într-un război galactic cu băieții ăștia de sud, au scos toate stațiile astea ca să nu mai cadă o zeneurile pe capul lor. Aceste obiecte zburătoare de identificate, care, într-un fel sau altul, într-o perioadă de vreo patru ani, se spune că au fost ca în șase-șapte Clash-ul, deci căderi, căderi din asta. Care ulterior, vestitele obiecte au nu fost luate, studiate, deși nu Aia se, se și spune că tehnologia nu. a progresat major, sigur. Pentru că s-a folosit tehnologia. Trebuie noi că în acest timp, Stalin, care prin sistemul de spionaj sovietic, la vremea avea NKVD-ul la dispoziție, știa tot ce se întâmpla în Statele Unite. Și atunci și-a creat și el un sistem foarte bine pus la punct de spionaj în țările socialiste, în primul rând, ca orice problemă care ținea de extraterestri să ajungă la acest organ pe care el îl crease și, în același timp, dacă se întâmplă să ajungă vreun astfel de artefact, el să fie predat imediat Moscovei ca să fie analizat. Ca să înțelegem mai bine, din cu aceste incidente care au avut loc în Statele Unite, de exemplu, când rușii testau primele lor rachete balistice, care erau niște modificări ale rachetei V2 germană, în uh, poligonul de la Marea uh, Caspică, au apărut de foarte multe ori astfel de obiecte care studiau modul de... Uh, cum erau aceste teste. Dar mai era ceva. De ce veneau acolo și nu veneau și alte poligoane unde se făceau teste? Păi bine, la aceste poligoane existau acele stații americane, radar, care fusese date de către americani ca ajutor în timpul războiului. Și ei le foloseau... Uh, pentru urmărirea rachetei când era lansată deci a, a proiect... Și vreau să evite practic. Deci mai înțeles, da, deci În locurile erau testate diverse tipuri de aeronave și erau folosite tipul ăsta de stații, folosite mm -hmm. de americani, descoperite, descoperite de un colectiv de oameni din mai multe țări. E foarte complicată povestea radarului, dar să spunem partea cea mai importantă, în dezvoltarea lui au făcut o englezii în timpul războiului. Bineînțeles, și ei aici, contribuția francezii, savanții francezi care au mers acolo, polonezii și alții. Dar ceea ce este important de reținut este că după acest moment, care este legat și de raidul de la Washington, toate aceste stații au fost scoase. După acest moment, nu au mai fost aceste valuri uriașe de obiecte zburătoare neidentificate. Adică ei de ce se duceau la Washington? Se duceau la capitală, Adică probabil au zis și el e cel mai mare oraș, cel mai frumos, cel mai nu știu. Ipotetic vorbind. De deci ce nu s-a dus la New York? De deci ce nu s-a dus la San Diego? Pentru că știau că Statele Unite sunt principal la putere acolo, acolo era ceva, da? Bun, e foarte important de ce am invocat acest an 1952. Pentru că în urma Uh, celor două apariții, că au fost două apariții, poate chiar mai multe în acea perioadă, în care viața militară n-a reușit să captureze niciun fel nu, de uh, navă sau n-a putut să facă față din punct de vedere al deplasării, al locomoției, al, al zborul, zborurilor, acestor valuri de uh, apariții OZN. Pentagonul a ținut cea mai mare conferință de presă de după cel de-al doilea război mondial. Practic șeful Pentagonului, care era un general uh, major Sanford, dacă nu mă înșel, am exact. putea să-l găsim, s-ar putea să-l avem. Uitați-l, acum da, telespectatorii aici. îl pot vedea. A ținut o conferință de presă, aceasta este, în care a încercat să dea niște explicații uh, legate de aparițiile de la Washington. E bine, în prima fază, Pentagonul a recunoscut că sunt niște probleme, după care explicațiile date uh, opiniei publice, presei, care erau uh, din ce în ce mai atrase de aceste fenomene, foarte multe în acea perioadă, au fost destul de ridicole, penibile chiar. Uh, mergându-se pe niște, uh, cum să zic, uh, erorile radarelor sau pe diferențele de temperatură, fluctuațiile de temperatură din ce în ce exact, mai mari în acea da, perioadă din da. Washington, da. și ei susținând că radarele au fost păcălite, practic, de aceste fluctuații de temperatură și așa mai departe. Ceea ce este anormal pentru că cei care au văzut, au fost sute de martori, asta este important, cei care au văzut. Au fost femelele, invocate așa zisele anomalii radar? Le-au văzut cu ochiul, liber, adică au putut fi observate de oameni cu binoclu, Era o formație. Zburau foarte, cum să zic, grupat la un moment dat, dar în momentul în care avioane, aviația militară a încercat să participe la această interacțiune cu respectivele apariții, OZN-uri, au început să aibă tot felul de mișcări, de plasări care erau imposibile pentru orice fel de, cum să zic, aparat de zbor cunoscut pe tera. Și evident, lucrurile astea au și speriat Washington oricum, pentru că nu înțelegeau ce Dumnezeu vor extraterestri. Știau deja că există, avuseseră cazul Roswell, deja se intrase pe proiectul Blue Book, deja CIA-ul investiga toate aceste povești, adică aveau tehnică extraterestră pe care nu o înțelegeau în acel moment. Știm de altfel de la Bob Lazar mai târziu, nu? Uh, nu Bob Lazar, cum îl chema? Ba da cel care povesti practic a fost în Area 51 și a fost unul dintre savanții folosiți pentru a înțelege ce Dumnezeu cu tehnica asta, așa, că erau multe lucruri pe care nu le înțelegeau și pe care nici acum nu le înțeleg, dar că așa au apărut treptat pe piața anumite produse, tehnologia avansată, pentru că au început să înțelegă câte ceva din tot ceea ce recuperau de la aceste nave. Se pornește cu ceea ce spuneam, promovarea tranzistorului, deci primul element semiconductor care a fost creat a fost dioda semiconductoare. Și în mod foarte ciudat, ea a fost creată de Germania nazistă. Prima diodă semiconductoare era cu Germaniu. Nu are nicio legătură. Germaniu este un element din tabelul lumei de Lev. Dar aveau pregătite, rețineți și, să spunem, rețeta sau planurile de construcție a tranzistorului. Dar nu au mai apucat. Și el a fost predat pe piață și s-a zis că cei trei inventatori americani, deci orice chestie, deci au fost externalizate aceste lucruri. Deci întotdeauna americanii au avut principiul de a, în momentul când puneau mâna pe o tehnologie străină, chiar ne extraterestră, să de la ruși, cum era din Uniunea Sovietică, nu o țineau ei, o dădeau unei firme și firma aia particulară o analiza și scotea, iată ce au descoperit, ce au inventat, ce au brevetat, ce au făcut. E, ce, ce este de reținut? Că aceste apariții nu au putut să fie combătute. De ce? Au fost văzute de un număr foarte mare de stații care reține, se aflau pe poziții diferite, care funcționau pe frecvențe diferite și eliminau posibilitatea unei erori. Și încă ceva, avioanele, unele dintre avioanele care s-au ridicat la interceptare, erau la rândul lor dotate cu radar și mergeau la interceptare pe baza radarului de bord. Deci, dintr-un moment, acest lucru cade. Din al doilea, la, la doilea rând, S-a interzis deschiderea focului. Pentru că aveau lecția din 1942, când la Los Angeles s-au tras mii de proiectile și au omorât uh, sute de oameni cu proiectile neexploate care au căzut în oraș și au dărâmat clădiri asupra unui astfel de obiect care niciodată, nici în ziua de azi, nu se știe exact ce a fost. Uite că o chestie foarte interesantă. Tot în perioada aia dar în 1955, niște astfel de obiecte au brăzdat uh, sud-estul României și în noaptea de 23 pe 24 martie 1955, toată artileria noastră din zona Timișoara, Arad și până la uh, Calafat au tras mii de proiectile între niște astfel de obiecte care s-a zis că erau avioane americane care pătrundeau în spațiu aerian. nicio legătură cu aviația anglo-americană sau cea imperialistă, capitalistă cum era. Și au fost niște astfel de obiecte și nu am doborât nimic. Sunt rapoarte la Marele Stat al Armatei Române, la vremea respectivă Emil Bodnăraș, era ministru al Naționale și a dat ordin să se oprească canonata pentru că consumau astea toate proiectile care nu care le aveam, pe ce principiu? Că deși rușii erau la noi și aveau baze lângă, lângă ele, ei nu trăgeau. Deci ei știau ceva. Bine deci mă înțeleg. că era... Vezi cât de proști, eram pe românește. Deci erau unitățile române, fie suprapuse, fie în apropiere. Artileriștii români trăgeau de mama focului să doboare lumina aia care era pe cel obiectul. Eu lăsat la, pe român și se amuzeau, Pentru da. că se introduseseră primele stații de radiolocație rusești pe 3, pe 8 și pe 10. Și în timp ce rușii stătau și asistau la spectacol, pentru că ei erau interesați ca să consumăm muniția, să mai cumpărăm de la ei. Asta era problema. Și anunța la telefon, bărnăra și a întrebat, băi, rușii ce fac? Păi, Ivan nu trage. Păi atunci opriți și voi focul. Dar după ce s-au tras, reține mii de proiectile. Și, bineînțeles, că a doua zi raportat să le că, domnule, țintă provită, țintă sunt mic, au găsit schișe de la proiectile. Că s-a tras cu. aveam tunuri de 88 de mm. Al, ulterior s-au introdus de 100 de mm. Și alea să schișe, adică se pot găsi. Da. Și <coughs> niciun corp, nici cea mai mică urma a acestor. Și nu s-a vorbit niciodată, nu s-a scris de chestii. O O paranteză. Anii 50, 60, 70, când au apărut și o mulțime de cărți în, în vogă, de la Eric von Däniken până la nu știu câți, uh, au fost anii, să zicem, ozeneurilor, ozenisticii, dacă vreți, ufologiei. Uh, de ce astăzi presa nu mai acordă o asemenea importanță? Deci a scris pe simplu motiv ozenorilor. că, uh, hai să te sperii de, de ceea ce spun, nu avea acest încă subiect pus la obloc, la, la indicativ, adică să nu scrieți despre. Deci acum există o cenzură totală. Deci astăzi, dacă am luat la nivel global câte astfel de manifestări au fost în lume, probabil că ar depăși media de acum 5 ani sau de acum 10 ani. Dar nu se scrie despre asta. Cunosc eu două redacții de ziare la care eu am intervenit cu o știre, aveau și pozele cuiva, e drept că cerea bani pe ele, dar omul făcut. Și nu au vrut. Am zis, domnule, spargi presa, poți să te ducă la televizor. Nu, nu putem. De ce? Nu, nu mi-am dat explicații. Deci nu vreau. E, dacă făceai treaba asta în 70, spărgeai piața, la, și cumpăra merceri a doua zi. Deci asta este problema. Deci știu oameni care fiind în Marea Britanie sau în uh, Spania, cu astfel de poze pe marile cotidiene, marile ziare și reviste, Europea. la Bill, de exemplu, da. la, uh, în Italia, la Corriere de la Sera, au luat niște sume uriașe pe niște astfel de fotografii, chiar dacă nu au putut fi niciodată demonstrate că știi, acolo era un avă extraterestră. Dar ce era? Un fenomen aerian neidentificat. Ceva. Un obiect care zbura și era neidentificat. Avea un fel de știu eu, de traiectorie care nu se cu nimic din ceea ce uh, știm noi. Adică elicopter, balon, avion, rachetă, tot ce știm noi. și așa mai departe. Sau o, o creație artificială. Dar ca să ne întoarcem la subiectul acesta, care este foarte interesant, uh, deci rușii urmăreau foarte atent ceea ce se întâmpla acolo și la acea perioadă uh, vreau să știi că au construit la Moscova trei centuri de apărare antiaeriană. Nu se inventaseră rachetele, dar aveau reușit începând de la tunuri de 37 mm și de 20 de mm, deci proiectile foarte mici, deci care bătau la înălțime mică, până la tunuri de 130 de mm mari, care bătau la 15, 16, 17, 18 km, fiind pregătiți să întâmpină valul de 20, de ori, pentru că văzusele ce se întâmplă la, la, la americani. Dar ei ce făcusele? Ei tăiaseră toate stațiile americane, s-au de la aceste centre de cercetări și ei folosau stațiile rusești, care aveau alte frecvențe și pe ipotetici ozenici nu interesau. Deci, mă înțelegi care e chestia? Aici e o chestie de, de schepsis. Adică de asta veneau mai mulți acolo. Bun. Și o să zici de ce veneau, de exemplu, în Marea Britanie. Pentru că aveau același tip de tehnologie. Ca și America. Dar în Spania. Pentru că și ei erau în NATO. Da. În 1949 se formase în NATO. Al doilea aspect este cel legat de gade, faptul că, după... Realizarea, adică de Statele Unite, a bombei nucleare și a bombei termonucleare, în 1947, rușii ce fac? Realizează și ei arma nucleară și americanii nu mai sunt singuri deținători. Și atunci, băieți ăștia care vin din spațiu, care știm că s-a tras de ce? De centrale nucleare, de centre cercetare nucleară, de, de bază de rachete, de depozit, deci tot ce ține de arma nucleară. Apropo de ruși, vedem aici, da, aici uite, aceste secvențe, sigur, uh, controversate. Acesta este un film făcut în 1986, da. care, rețineți, este un film făcut în 1986 după incidentul real. Da. Uh, filmul este uh, comentat de către vestitul actor uh, englez Roger Moore da. și uh, este reconstituit modelul căderii, momentul căderii unui astfel de obiect. Dacă veți ve în, Siberia. Poate vedea că, în Siberia. În uh, Siberia. Veți vedea că toți aceștia sunt militari ale armatei sovietice. Ori la vremea respectivă pe fotografiile și filmul original, veți vedea că sunt trupele KGB acolo. Da. Zice, cu totul altceva, alte uniforme, alte semne de armă. Dar reconstituirea este exact cum au dat ofițerii participanți la acea recuperare. Doar că, iată, automobile ZIL, uh, bine, la n-avea ce să caute acolo, că la un Jeep. Uh -huh. N-avea ce să caute jeep astea acolo, ei aveau automobile gaz. Așa... Uh, și obiectul zburător, care îl vedeți acolo înfipt în pământ, bineînțeles că e mai mic. Că au vrut să facă ei filmări, dar cum să cadă în pădure în stilul ăla și să nu doboare niciun copac. Bine, acolo e o, o treabă de regie. Deci să ne înțelegem. Acesta este un film făcut după evenimentul respectiv. Este făcut uh, uh, ca model de învățământ pentru trupele care mergeau la recuperare de astfel Eveniment, de... Eveniment, trebuie să precizăm, care... Dar să-ți arăt ceva da. interesant. Care a știu, propost... dacă o să vedeți acolo, este un civil cu o căciulă. Uite, asta este da. Vladimir Ahaza, unul dintre cei mai mari specialiști în OZN-uri iar celălalt este un specialist în fizică atomică, care a fost de special când s-a făcut acest film acolo. E, uh, și uitați-vă ce hazliu e. Ăștia stau cu automatele toți spre ozn și iar din partea altă toți, sunt toți spre OZN. Dacă ieșa, se împușcau un trei ca proști. Adică da. e o chestie făcută. Că de asta e făcut pentru școală. Le spunea, nu stați așa, nu faceți aia, nu puneți mâna pe obiecte. Deci era o, din cât uh, mi-au spus cei de la, or, uite, ăsta e ofițer, care centură cu diagonală și cizme în picioare. Uh, deci ăsta e Haza. Și uh, uitați-vă cât, uh, cum să spun, că ei fac tot felul de activități pentru că ei trebuia să le spună. Obiectele nu trebuie să atinse. Nu vă apropiați la mai mare distanță de, de obiectul căzut. Uh, Fiți atenți ca nu cumva să iasă o pință sau ceva de acolo care să fiți să o somați, degeaba o somați că la nu știe limba și nu știu ce. Aici este momentul. Bun, trebuie să spunem tot... ce s-a întâmplat după incidentul real. Dar atunci, în momentul în care. Informațiile se... care au pe piață obiectul a fost pe piața au fost recuperat, el a, dus, da. a fost dus la semipalatist și nu se mai știe nimic absolut. Se spune despre... că au ieșit din el cinci entități care s-au unit. Ah, stai, nu, deci da. nu e ăsta, deci nu e momentul ăla. Ba, tot în Siberia. Deci nu este, acela este incidentul din Siberia, ăsta este incidentul din Ural. Ăsta din Urali? Din Ural. Okay. da. Deci okay. în Siberia ce s-a întâmplat? În Siberia, un divizion de rachete, cu rachete antiaeriene, era în aplicație și se testa un nou tip de stație radar pentru acest tip de, de rachete. Și li s-a spus de undeva va veni un avion și voi va trebui să-l doborâți, pentru că ei făceau aceste teste cu avioane robot, adică nu se zucau, erau ca la război. Și au stat o oră, două, trei și vrea să fie creată surprinderea. adică ăștia să fie obosiți acolo la ecrane, să fie nervoși, să creeze acea psihoză de război. Bă, nu mai vine ăștia când ne bombardează. Imaginați-vă că ăștia stăteau un dispozitiv cu mască pe figură, că era atac chimic și așa mai departe. Și la un moment dat, cel care era la stație de cercetare, a spus, domnule, pe direcția cu tare văd o țintă. Și el, comandantul a zis, gata, ăsta e băți. S-a apropiat, stația de radiolocație de dirijare l-a luat la însoțire și s-a tras pe el. Și s-au tras trei rachete cub. Și l-a a căzut. Ura, ura, hai să mergem să vedem cine e acolo. Și s-au deplasat cu un uh, transportor pe șenile până acolo. În momentul când au ajuns acolo, au văzut că ies niște Ființe, poftim, entități, poftim, entități, no. care se mânau cu oamenii, mici cam de un metru, un metru și zece, și care aveau ca niște trompe, care mergeau la un aparat, adică care se mâna cumva cu măștile noastre contra gazelor, mm -hmm. sau poate era partea corpului lor. N-au știut să spună nimeni supraviețuitorice. Și în momentul ăsta, când s-au apropiat de ei, unul dintre soldați a tras. Și a tras în ei. Și în momentul acela, una dintre aceste ființe a descărcat un fel de tub, povestesc toți care l-aveau în mână, cilindric, și toți au fost petrificați. Au rămas în acolo. 23 de soldați. Cu excepția celor care au fost în acel transportor și unii care erau în spate. Deci unde nu i-a atins acea, acea rază. După care cele trei ființe s-au unit, s au format un glob, s-a ridicat sus unde a venit un alt obiect și a recuperat. Iar acel corp care a fost nava lor, a fost ulterior uh, recuperată. Iar acele corpuri se Recuperate găsesc în da, momentul plăc. de față, pentru că am atins un alt subiect, da. acum dar o să mă, ne întoarcem, uh, se află depuse într-un uh, în condiții speciale într-un anumit depozit, unde poți să-i vezi pe soldați ca și azi, că la fel ca vi. Adică sunt, nu vi. Adică nu sunt, nu au intrat în putere, în facție, nu s-a întâmplat nimic. Da, practic, structura Tot moleculară, plasma, au fost modificate. au modificat structura materiei vii. Da. Deci au modificat structura materiei vii, schimbându-o și devenind aceștia un fel de, cum să spun, Statui deci, de piatră. Citeam... Deci, nu mai având nimic lichid, toate lichidele au s-au transformat în solide. Când citeam poveștile alea în copilărie, uh, când uh, făț frumos se bătea cu zmeul și apăreau tot felul, aveau tot felul de. mai avea și el niște ajutoare de pe la niște babe sau a. personaje mitice care îi dădeau câte un avantaj când în opta cu zmeul. Da. Și mai arunca și se întâmplau, mai pietrificau niște ființe. Ei bine, uh, iată că unele dintre aceste uh, evenimente din istoria ancestrală, din istoria antică a umanității. Par să fie confirmate de unele surse recente, moderne, din, din zona serviciilor secrete, apropo de cu, contactul cu civilizațiile extraterestre. Bun, am pornit de la Washington în 1952. Am trecut printr-o serie de evenimente. Vom vorbi mai încolo. În emisiune vom reveni la aceste... Nu, ora, revenim, poveri. dar un singur da? lucru vreau da, să mai adaug. Da, da. În urma acestei uh, reconstituiri și a evenimentului acesta care... Acest eveniment este după cel care a fost în Siberia. A fost scos un manual. Până atunci existau niște instrucțiuni ale NKVD-ului prin care ei trebuiau să acționeze în cază căderii unui corp, contact cu extraterestru. Și ai. acest moment este momentul în care se realizează manualul, manualul ofițerului KGB pentru întâlnirea cu entitățile din cosmos, care era ultra secret, era ceva și care, de exemplu, la noi în țară, l-avea cineva care era în unitățile dispuse, dislocate pe vremea când erau ei cu bazele la noi. Eu am pus mâna pe un astfel de manual cu ajutorul unor prieteni din Republica Moldova și ceea ce este important în acel, în acel manual l-au scris într-o lucrare care uh, se referă la rasele extraterestre și pe cei care interesează pur citi acolo tot conținutul, inclusiv ordinul, cum era dat. Uh, se plăteau bani. Adică tu, de exemplu, te duceai la... Un astfel de ofițer și îți spuneai, domnule, la tâncăbești, a căzut un OSN sau au găsit un picior de extraterestru. Păi, te îmbrăcau, i bani. Deci, cu condiția asta, din gură, te făceau agentul lor. Pe chestia asta, nu interesau chestii politice, deci chestia asta era secvențială. Deci, un astfel de ofițer care făcea parte din unitatea asta, nu le interesa teroristul sau că. Da, nu știu da, da. Ce treabă. Deci, era o chestie secvențială de niște foarte... ce făceau? Citeau toate ziarele. Unde auzeau un eveniment din ăsta, ei se duceau imediat. Deci, toată presa din țările socialiste era atent. Avea oameni care erau în zonele foarte aglomerate. bălciuri, piațe, care trăgeau cu urechea și auzeau, adică lucruri care nu erau în presă. Și știți, sunt acele legende urbane. La, știu eu, Slobozia, niște lumini, nu știu ce s-a întâmplat. Și el se ducea la slobozia și căuta să vorbească cu unii, să vadă ce s-a întâmplat acolo. Și lua să-i facă o casă, nu-l interesa. Dar dacă afla că a fost o navă care, sau o lumină care s-a plimbat, care nu era avion, imediat se făcea un raport și trimitea. Și acești oameni împânzeau practic toate, tot sistemul socialist și toate aceste date mergeau la uh, comandamentul uh, suprem sovietic, la Marele Stav Major, la Stavka, la Alarmate, unde erau analizate. De ce? Pentru că multe din aceste observații, ce erau? Erau, de fapt, proiecte militare. Erau avioane noi care se încercau, baloane de spionaj. Diverse tipuri de... Multe uh, dintre uh, ele, pe baza, da. pe baza, cum să zic, analizei tehnologiei Sigur, de, deci, de proveniență uh, extraterestră. Pornindu-se de la aceste lucruri, ei aflau ce făceau ei din punct de vedere uh, tehnologic. Dar pentru că am vorbit de acest lucru cu uh, Washington, trebuie reținut că americanii au avut trei mari uh, programe, le spun eu, de... Ancheta obiectului zburătoarele identificate, primul a fost SIGN, adică semn, al doilea a fost GRUNGE sau RANCHIUN, asta este unul din radarele care spuneam că atrageau uh, atrăgeau obiectele zburătoarele identificate, și al treilea a fost vestit un raport CONDOR. Între aceste trei rapoarte, între aceste trei, să zicem, uh, de modalități de anchetare, CIA-ul a avut și ea, deci ai reținut că erau trei, deci, între ele, cia eu a avut propriile comisii. Comisia Robertson și Comisia Twinkle. Adică, ei reglau tot ce aflau ăștia la alții, armata. Adică, știi că, cum ai spus tu acolo, ei, ei spuneau că au fost OZN-uri și aveau, nu, știi că au fost niște nori, au fost reflexii atmosferice. Da, fenomene naturale. Da, fenomene naturale, gazul de mlaștină, știi, oamenii erau obosiți, radariștii au fost asară la Cârciumă și nu mai vedeau bine. Deci, orice... Deci puteai fi compromis uh, numai ca ei să iasă deasupra. Deci oameni nevinovați au ieșit din, uh, din, din joc numai pe chestia asta ca ei să iasă nevinovați. E bine, facem o trecere cumva, uh, nu știu dacă a apărut urmează acolo pe burtieră, dar uh, facem o trecere cumva mai uh, abruptă spre un alt subiect. O temă care, sigur, uh, pasionează umanitatea dintotdeauna. În antichitate, uh, povestea asta era privită ca pe o stare normală, egipteni, de la egipteni până la, să zicem, o mulțime de civilizații, de la evrei până la sumerieni, chiar și în zona noastră tracică, cultul morților și al vieții de după moarte erau niște fenomene care privite cu, cum să zic, ca pe ceva firesc. Între timp, în epoca modernă, umanitatea s-a rupt cumva de aceste povești, dorind să, să progreseze. Însă, nu putem să ocolim o temă care, până la urmă, în continuare ne fascinează, ne atrage, pentru că e vorba de un aspect extrem de important al existenței noastre. Știm că ne naștem și murim, avem niște certitudini, adică constatăm că ne naștem și știm că vom muri. Despre moarte încă se vorbește cu pasiune și uh, o să vă rog și pe dumneavoastră să veniți cu propriile concluzii pe marginea acestei teze, vorbind despre suflet dacă există și ce se întâmplă cu acest acest suflet după să zicem fenomenul morții fizice. Pornind de la Edgar Case, cazul Edgar Case, care este probabil uh, supranumit profetul adormit, unul dintre cele mai unul dintre cei mai importanti spiritiști Definiția este simplă. El da. a făcut 48.000 de profeții sau de citiri da. din astea uh, de gen profetic, reține din care după 70 de ani de la moartea lui, sunt numai 15.000 publice. Deci jumătate sunt încă strict secrete. De ce le țin încă strict secrete? Cine are acces? Cu este ce? cel mai important, Trebuie uh, să duc? mai revenim la... Uh, cum să-i spunem? Nici cum să-l numim? N-aș putea să-i spun spiritist. Uh, cum, de exemplu, Serviciul Secret care îl crease Churchill. El plătea, uh, să spune, 10% din cât plătea întregul guvern, unor tip care se ocupau numai de uh, astrologie, uh, așa-numit paranormal, da, așa-numit așa paranormal, așa numit paranormal normal, da. și din care au ieșit doi mari specialiști. Jack Parsons, care a mers în America și a pus bazele sistemului de rachete balistice americane. Rețineți, apărarea lui, cum să spun? antiaeriană și antibalistică lui SUA, e făcută de un tip care se ocupa cu paranormalul. Iar părintele și entologiei și al dianerții nu este altul decât Hubbard, care era prietenul lui și care se ocupa și făcea astrograma a cui? Astrograma lui Churchill. Ce Churchill, să da. Edgar Case este cel care reintrodus tema reîncarnării, de exemplu, în discuțiile din mediul creștin. Deși frecventa biserica, a revenit cu această temă a reîncarnării pe care a reintrodus-o în spațiul public, în discuțiile publice. El are câteva teorii interesante despre suflet, asocia sufletul cu subconștientul, cu inconștientul. Susține că atât sufletul, el susține că atât sufletul, cât și spiritul supraviețuiesc morții corpului fizic. La separarea sufletului și spiritului de sălașul lor pământesc, zice el, ambele intră pe tărâmul spiritual. Ulterior însă era de părere că sufletul are o relevanță mult mai mare pentru experiența post a individului comparativ cu spiritul. Edgar Key spunea că mentalul subconștient devine conștiință în clipa în care ieșim da. din trupul fizic. Practic, uh, uh, relata că, mai spuneam un lucru interesant, că morții nu pot gândi la fel ca vii. Asta demonstrează și doamna psiholog Batescu în cartea de zi. Cu excepția celor care au atins iluminarea în timpul vieții, deci care și-au rezolvat problemele, au înțeles exact pentru ce sunt, de ce sunt, cei cu ei, spre ce se îndreaptă, morții nu sunt capabili să înțeleagă pe deplin ce li s-a întâmplat odată ce trec pragul de dincolo. Cum priviți această poveste a sufletului, a corpului eteric, a, spuneți cum vreți, sufletului, spiritului? Deci, mă, din, am să spun două lucruri foarte interesante. În primul rând, eu am luat contact cu această zonă a spiritualității, care spui, culmea înainte de 89, printr-o carte a lui Constantin Bălăceanu Stolnici despre Suflet. Ne-am pus mari probleme cum a apărut acea carte în acea epocă Ceaușescu. Da, era aproape lui Ceaușescu, da. O carte super tare despre Suflet. Unde Și am avut uh, niște uh, profesori extraordinari în Școala Militară, unde făceam psihologie militară. Și ca să fii, faci psihologie militară, trebuie să fii pregătit pentru război psihologic, război magologic, război informațional. Și ne dădea tot ce era, cum, cum să spun, interzis, sub pretextul că vine de la americani și trebuie să combatem. Adică, înțelegi, că vrea să, să spună ceva, e la capitaliștea aia, nemernici care vor să ne tragă nouă. Da, să, să, nou. da, hai să citim, da. Și, A, așa. să fim informați. Și aici era o chestie foarte interesantă. Între cele patru noțiuni, spirit, duh, suflet și psihic. Și aici era o întreagă, cum să spun, discuție foarte aprinsă, care întotdeauna, la vremea respectivă, ducea la o carte. Cartea se numește și acum și este o carte de frontieră al generalului Dumitru Constantin Dulcan, se numește Inteligența Materiei. Un om deosebit, care îl respectă este oră de mult pentru această carte. Păcat însă că nu a continuat. Ceea ce a scris după această carte e cu totul altceva, dar pentru această carte putea să ia și premiul Nobel, pentru că el demonstrează niște lucruri care la vremea respectivă, la un loc, deci făcând o colaborare, nu fusese răspuse de nimeni, nici de ruși, nici de americani, nici de chinezi, de nimeni absolut. E, și aici este un lucru foarte interesant și secvențial, așa l-am abordat într-o emisiune dar pentru cei care n-au auzit. Scoatem din discuție actul creației, nu ne privește cum a luat ființă universul ăsta și noi. Dar un lucru este foarte clar, că această uh, entitate pe care noi o numim materie, are o evoluție a ei, că noi vrem, că nu vrem, sau că cineva vrea sau nu vrea. Adică avem o parte a ei care este amorfă, minerală, fără viață, ea evoluează prin niște transformări sub lumina soarelui radiații foarte complex fenomenul, în ce? În materia organică. Dar nu în mod direct, ci printr-un printr printr culoar de trecere care se numește materia anorganică. E foarte importantă această materie anorganică. Pentru că dacă o scoți de aici, nu poți să treci de la amor mineral direct la organic și nici invers. Decăderea, pentru că o să vorbim ce înseamnă decădere. Și această materie organică ce face? Evoluează în contoare și evoluează milioane, milioane, miliarde de ani. Și unde ajunge? La materia vie. Și materia asta vie. Ce face? Nu stă pe loc, pentru că ea se supune legilor naturii, transformare, salturi, acumulări cantitative, salturi calitative, tot ce se întâmplă, masă critică și atunci merge mai departe. Și ce se întâmplă cu ea? Această materie vie evoluează și mai mult și mai mult și evoluează la materia vie superior organizată, care este ce? Prima formă de creier. Care, ce face această prima formă de creier? Ea are legătura cu ce? cu primele organele de, de simț care sunt. Văz, auzi, tactil și așa mai departe. Și ce face atunci această materie vie, să care este sub formă de creier? Se cunoaște pe ea însăși și cunoaște și ceea ce este în jurul ei. Și atunci ce mai face? Începe ea la rândul ei să creeze. Este vorba de acel homo -faber, omul constructor, omul creator. Deci dacă vrei Dumnezeu de sus, creatorul, cine vrei, arhitectul, cine o fie acolo, tata mare, ce face? Ne transmite din el, o parte din el, de fapt noi fiind o parte din el, și începem să acționăm ca noi. Și noi ce facem? Uite, creăm pahare, televiziune, emisiuni, oameni, facem ați oameni și așa mai departe. Deci, mergând la ideea ta. Dar această idee este, am văzut foarte mult exploatată la un de televiziune, pe seama profesorului Dulcan, care, repet, îl respect foarte mult, și îi se pun în gură niște chestii, de exemplu, că moartea nu există. Cumva, aia. păi stai puțin, cum definim ființa? Ființa este acea entitate care se naște, trăiește, se mulțește și moare. Deci dacă nu moare, atunci nu se naște, dacă nu se naște, nu există. Bun, e clar că e un prag deci, în care se întâmplă niște deci, lucruri. A, Corpul puțin. fizic e lăsat. Faptul că moartea este aici. un prag, este o trecere, e cu totul altceva. Dar nu Eu că asta nu vă există. întrebam. Eu asta vă uh, e clar că în continuare, moartea șochează, pentru că, uite, eu, de exemplu, am prins finalul tatălui meu. Bătrâne, am să ridic Eu, ca om, ca persoană care îl vezi în față, am avut oameni care au murit lângă mine. Deci l-am văzut cum da. mărem. În diferite ipostază. Și vreau să, vreau să spun ceva Bun. pentru cei care se uită e, la noi. Problema, problema și în public. De exemplu, ultimul uh, s-a întâmplat în pasaj la universitate. Un, un bătrân a venit cu fetele lui și a cerut două sticle de sur, pe care s-a dus la masă și acolo a făcut infarct și a murit pe loc. Și noi, de ce ne uitam la el? Pentru că eu eram cu un tip mai tânăr și ăsta se uitau la cele două fete care erau niște fete deosebite. Și bineînțeles că s-a constatat moartea și toți începuseră. Am văzut cum s-a ridicat sufletul. Am văzut, nu -am, am văzut nimic. Ce să mai vadă? Nu am văzut, vă nu am văzut nimic. Dar ce spune așa zisa știință academică pe care noi o avem. perspectiva științei. Iată, că s-ar fi reușit cântărirea a ceea ce înseamnă acest suflet, această parte a corpului care ne face pe noi să din mână. Nu amestecăm sufletul cu spiritul. De ce? Imediat. A fost cântărit. Deci are o masă, da? Bun. După care a fost vizualizat sub forma unui câmp de energie. A, ah, deci este energie. Bun. Dacă a fost energie, s-a stabilit că este energie, americanii, ruși și chinezi și japonezi, patru națiuni până acum în laboratoarelor ultrasofisticate, au reușit să analizeze acest câmp energetic și s-a stabilit că este o formă energetică extrem de complexă, de fapt cea mai complexă formă energetică care există și care are la rândul ei ce posedă ea. O putere, s-a stabilit că omul când moare, energia care este are o putere de aproximativ 25 de vații. Eu îmi pun problema copilașului la mic când se naște, cam câți vați alea? Cred că ar trebui să aibă 2 megavați. Nu te gândi la hidrocentrale ăștia, vorbi la ceva magazinat acolo da. sau care primește de undeva. Deci ca, cum mi explica explicat mie un starez la o mare mănăstire, un, un om cu totul special, și spunea, sufletul, tai că e ăsta care tu te miști, dai din picioare, așa ți așa, ca să... Ceea ce, este confundat cu spiritul confundând spiritul, de fapt, cu conștiința, care prin conștiință îl magazinează, nu știu câte cunoștințe. sufletul, practic, este, nu are nicio... este energie, este corpul eteric. Exact. Practic, corpul... Iar spiritul e... este mintea sufletului. Deci nu, nu mă contrazic, aici sunt atâția da. care vin cu atâtea chestii. Eu spun ce I mi s-a spus Iar spiritul mie. Ce, ce ar fi? Mintea sufletului. Sigur, deci uh, uh, mai, mai spuneam, parcă la tine, că, de exemplu, noi tot ce știm, nu avem în cap. Da. Deci toate cunoștințele mele pe care eu acum fac apel la ele nu sunt în cap. Ele sunt un nor undeva în spatele cerebelului meu, sub forma uh, sferică, și care mă însoțesc oriunde mă duc. De aceea putem fi lucrați de la distanță. Pentru că când mergi pe stradă te și te întorci și îl vezi... Pentru că ăla te privește atât de intens încât îți face o agresiune o agresiune energetică asupra propriului tău și tu simți că cineva te agresează și adică te intri pe frecvențe în și spatele tău. Adică sunt niște frecvențe. Nu trebuie vreau să, să le spunem oamenilor asta că e mult prea complicat. Da, știu, nici n-aș vrea, dar trebuie să le spunem oamenilor un lucru important. Că noi în permanență nu transmitem doar mesaje verbale, fizice sau semne, priviri și așa mai departe. În permanență, între noi suntem conectați cumva, că vrem, Absolut. că nu vrem, pe niște fluxuri informaționale, dacă vrem, noi ne transmitem mesaje în permanență, gândurile toate se duc pe niște frecvențe între noi în permanență, lucruri care, la un moment dat, vor fi banale. Nu e treaba mea să intru în câte feluri de corpuri da, sunt și nu știu. Bineînțeles. Eu un lucru spun, și anume faptul că creierul nostru este cel mai perfecționat produs al naturii deocamdată de pe Terra. Nu există ceva. A, dacă vin alții, altceva, dar vorbim de, de Terra. Iar el, dacă este să-l simplificăm, cel mai mult îl simplificăm ca un computer. Exact. Tocmai da, el poate fi virusat cu ce? Cu cuvinte, ca astea sunt niște subrutine, cu niște melodii, care sunt programe. Cu ce? Cu sunete. Poate fi prin semnalele care primește, prin ce? Prin cele cinci porți pe care le avem, cele cinci simțuri. Acum, știi că toate într-o emisiune asta spuneam, că specialiștii din multe țări încearcă să accepte că și intuiția ar fi al șaselea simț. Dar aici este o problemă, că, de exemplu, intuiția este de două ori mai dezvoltată la femei față de bărbați și de două ori mai dezvoltată la femeile care au copii sau au avut copii, care au fost mame. Aici este față de cele care nu avut, mame, care nu au avut copii. Deci ajungem la concluzia că, la un moment dat, este și normal, pentru că ele sunt cele care practic sunt elementul care duc mai departe Viață. Care nu mai departe viața. Acum știu foarte bine că ele sunt cele mai rezistente la, 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 frig, cele mai rezistente la durere și așa mai departe. Pentru că asta este. Așa au fost făcute. Dar la ce vreau să ne întoarcem la ce ai spus tu și la Edgar Case? Edgar Case spune așa. Nu eu nu știu dacă există sau nu există raiul, purgatorul, iadul. Dar eu spun așa că din ce am contactat eu cu cine intră el în legătură, mai există și suflete care merg în uitare și întrebam uh, tot felul de mari speciali. Mă explicați și mie cum e cu uitarea asta. Că eu dacă o să ajung în uh, iad, ca să râdem puțin, o să ajung la un iad de la Oltenesc. Când sunt lemne, uh, nu e foc. Când e foc, nu sunt lemne. Când e și foc și lemne, nu o să fie dracu acolo. Dar întorcându ne la, la, idee. Ne întoarcem după publicitate. Facem, gata. Trebuie să facem o pauză. Vom vorbi despre asta. Într-adevăr, asta e și o ideea mea. Că și eu am stat niște sute de nopți uh, încercând să înțeleg niște lucruri. Mie, poate. Uh, există și suflete grosire, suflete care se anulează pe sine. Uh, dar asta e o altă discuție, poate pentru o altă temă, și care, într-adevăr, ajunge într-un fel da. de uitare. Da. Uh, nu toate se sufletele supraviețuiesc sau da. uh, treceri într-un alt plan... Uh, ale existenței. Ne întoarcem, avem și alte teme interesante, o ediție explozivă, așa cum spuneam, cu foarte multe lucruri interesante pe care nu prea, aveți cum să le vedeți pe alte posturi TV, care se ocupă uh, numai, numai și numai cu COVID sau cu anchete sau cu lucruri de genul ăsta, care și alea au rostul lor, însă rămâneți cu noi ne revedem imediat. Nu ratați nici secundă din ceea ce va urma.